Pentru că era neglijată, dar și pentru că așa au cerut locuitorii, primarul comunei Sângerei Noi a părăsit rândurile Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. Galina Guțu a declarat că vrea să-și continue activitatea în calitate de primar independent pentru a putea implementa mai multe proiecte în localitate. Tot ieri și-au dat demisia și consilierii municipali din Chișinău, Ghenadie Botnaru și Vasili Chirtoca. Nu, eu vreau să fiu un primar independent și să merg mai departe și să colaborez cu cetățenii. Astăzi, Galina Guțu a evitat să discute cu presa în fața camerelor de luat vederi. Actualul secretar al Consiliului Local din Sângerei Noi susține că oamenii de aici au viziuni pro-europene și sunt împotriva crimelor comise de armata rusă în Ucraina. Mai avem și tineri, mai avem și în vârstă care au fiecare viziunile lor, dar în mare parte în sat au investit mai mult ăștia de dreapta. Cetățenii au influențat-o că totuși să revină înapoi în partea dreaptă sau cel puțin neutră. Nu a simțit destul atenții în anumite probleme, ceva legat de proiecte, de proiecte, finanțări. Eduard Crișavițchi a adăugat că satele înfloresc grație localnicilor care muncesc în mare parte în Europa. În sat sunt mulți tineri care sunt plecați până la lucru, până în Europeană, în Statele Unite. Probabil sunt multe confesiuni în sat la noi. Sunt și refugiați și care povestesc, cred, ce au văzut acolo, ororile, și lumea rămâne foarte uimită că în secolul 21, mileniu 3, noi în loc să ne dezvoltăm tehnologii avansate cu asta, noi am ajuns iar la armele din 41-45 ca să rezolvăm niște... Oamenii din Sângerei Noi o susțin pe Galina Guțu în decizia sa de a părăsi un partid cu o reputație compromisă. Cred că vreți să fac ceva mai ghinic, să nu depindă de nimeni, de amul. De aia. E bună primărița noastră, ne suntem mulțumiți cu dânsa. Eu nu mă văr în politic și nu știu în politic, dar așa ca om, că atât nu ne-mi place pe dânsa. Oamenii sunt dezamăgiți cu politicienii de astăzi, dar faptul că dumneiei a zis că eu vreau să fiu un primar independent, chiar și pe noi ne-a bucurat, pentru că satul nostru e casa noastră, e independența noastră, limba noastră, istoria noastră și chiar suntem mulțumiți de ceea ce a hotărât dumneei. Sângerei Noi este una dintre puținele comune din Republica Moldova unde natalitatea întrece mortalitatea. Anul trecut aici au fost înregistrate 53 de nașteri și 44 de decese. Conform recensământului din anul 2014, populația comunei este de peste 5.000 de locuitori.